фурник кен. Așa. Zece ani de zile și oricum am emoții. Sigur, e normal. Normal. Așa e bine. Când îți dispare emoțiile, gata. Dar mi-a zis cineva, zic, dar eu și zbuturugă să n-am emoții. Nu. Mă, zbuturugă n-are emoții. Alexandru. Un minut. Un? Un minut. Un minut, corect, e masculin. Un minut. Am opus. Nu te uiți la Dex. Ei, n-am când eu. Te mai uiți încă. Nu e suficient să te uiți la Dex. E, trebuie să răsfoiești. Ca să... La voi e ca la zburat în cosmos. Da. 1, 2, 3, ne-am dus. Andreea, să nu-mi dirichi, eu nu pot. Bun. Vinul e rău și ești la sorocă, cred, așa? Spectatori, vă spunem bună seara și bine v-am regăsit în direct la emisiunea Dialog Deschis. Situația politică din țară rămâne și în continuare a fi una tensionată. Părea că cea mai mare problemă era alegerea președintelui țării. Președintele a fost ales, dar situația nu se schimbă. De această părere este liderul mișcării antimafiei, Sergiu Mocanu, cu care discutăm astăzi în direct aici la emisiunea Dialog Deschis. Bună seara, domnul Mocanu! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit la emisiunea noastră! Într-un spot publicitar, dumneavoastră spuneți că actuala guvernare și comuniștii sunt o apă și un pământ. De ce? Acest spot publicitar, care l-am făcut încă în toamna anului trecut, credeam că va rezista pe piața politică din Republica Moldova o lună, două, după care să înlocuiesc cu altceva. El este foarte actual până la ora actuală și cred că o să mai fie în continuare actual, pentru că ei acum au ales președintele, s-au ales cu acea stabilitate care o așteptau de mult ca să aibă stabilitate în tot ceea ce înțeleg ei să fure în țara asta. Și atunci spotul nostru publicitar este comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Mișcarea populară este o șansă și eu chiar cred că este o șansă. Eu am venit după mai mult timp aici la Soroca, mă bucur să fiu aici la Soroca, să răspund la întrebările celor de la Soroca. Vreau să, dacă îmi permiteți pentru început, să spun că această emisiune a noastră se va difuza astăzi și pe previes.eu, pe o rețea de internet împreună și Unimedia și pe rețeaua noastră antimafie.md, unde noi avem o emisiune pe care o difuzăm în fiecare miercuri la ora 8:30 și astăzi această emisiune de la 8:30 pe care o difuzăm pe Antimafie și pe previes.eu se va difuza de aici, de la Soroca, de la sediul nostru din Soroca. Spun acest lucru pentru că la ora actuală mijloacele de presă, mijloacele de informare masă din Republica Moldova, așa cum am spus-o și altă dată, sunt controlate la sânge, cum spunem noi, de către mafia care se află la guvernare. Mă refer acum la posturile de televiziune Prime, care este al lui Plahotniuc, la M1 care o conduce Vlad Filat, la alte televiziuni care au, mă refer și la poate mai puțin cunoscută televiziune aici, un alt difuzor care are acoperire națională, A2 sau cum se numește, am scap acum, dar difuzează TVR1 și acolo este tot al lui Plahotniuc și televiziunile din Chișinău, la fel, toate sunt controlate de către mafia care se află la guvernare la ora actuală și atunci noi, Mișcarea Populară Antimafie, găsim alte mijloace de exprimare și tocmai din această cauză, astăzi difuzăm și pe previes.eu și pe radioul local, radioul dumneavoastră, care așa va fi în fiecare miercuri după 8:30, vom difuza și pe radiourile locale ca să putem să ajungem până la oameni
oameni să ne audă. Totuși, domnul Mocanu, ce vedeți dumneavoastră comun între comuniști și actuala guvernare? Pentru că, să înțeleg, în viziunea dumneavoastră, ei sunt unul. Da, și asta despre toate vorbesc și acțiunile lor. Voronin, în perioada cât a fost președinte a Republicii Moldova, a creat un mecanism al statului format din poliție, procuratură și justiție, care au pus sub control organele fiscale și VAMA. S-a creat un sistem prin care există rețele foarte bine stabilite de fluxuri de bani care ajung în buzunarele celor care conduc această țară. Și atunci, acel mecanism pe care l-a creat Voronin, el nu s-a schimbat absolut deloc. De fapt, bătălia dintre comuniști și alianța de la guvernare se dă pentru acele fluxuri financiare care sunt în Republica Moldova. Eu am spus-o și cu alte ocazii și nu se obosesc să repet acest lucru, că 1.300.000.000 care sunt remitențele concetățenilor noștri care pleacă peste hotare și își vând mâna de lucru ieftin peste hotare, acei bani care vin în Republica Moldova, la ora actuală sunt pe câteva fluxuri financiare, în primul rând e VAMA. Și acest mecanism care a fost creat pe timpul lui Voronin acum este preluat de ăștia și lumea care speră că Alianța pentru Integrare Europeană va face schimbare trebuie să nu se aștepte la această schimbare, pentru că tocmai asta nu doresc ei să facă, pentru că schimbarea de fapt le-ar anihila acel mecanism pe care l-au moștenit de la Voronin. De fapt, rostul aflării lor la guvernare este că tot ceea ce au moștenit de la Voronin să păstreze intact ca să poată fura în continuare pe canalele pe care le-a stabilit încă Voronin atunci. Ori Voronin, care la ora actuală se află în opoziție, și comuniștii care se află în opoziție, ei atunci când ies în piață și cheamă lumea în piață să se indigneze împotriva actualului regim, ei doar nu spun, dacă îi observați, nu vorbesc despre acest mecanism. Și nu atacă mecanismul pe care l-a creat Voronin, ci atacă doar guvernarea încercând să vină și să preia acel mecanism iarăși în mâinile lui Voronin. Dacă Voronin și familia lui ar fi ieșit în fața proletariatului pe care îl adună în piață și proletariatului care se adresează în țara asta, care sunt vreo 40% din oamenii, din concetățenii noștri care nu văd altceva decât comuniștii, dacă ar fi ieșit sincer și le-ar fi spus: oameni buni, eu am greșit, eu spunându-vă vouă că de fapt vreau să fac bine pentru voi, v-am dat vouă foarte puțin și am luat familiei mele de 10 ori mai mult. Dacă ar spune lucrul ăsta, treburile s-ar lămuri, dar el asta nu spune. El luptă doar pentru ca să își preia acel mecanism pe care l-a scăpat în mâinile ăstora, să-l preia înapoi și să-l conducă el. Vă mai amintiți anul trecut, probabil că aveți o întrebare de felul ăsta, dar mă duc eu un pic spre această destinație, pentru că e una foarte importantă și eu întotdeauna spuneam despre faptul că alegerea președintelui Republicii Moldova va face în așa fel încât această mafie să perpetueze la guvernare. Eu am considerat întotdeauna că alegerile parlamentare anticipate sunt o soluție și poate în alegeri parlamentare anticipate reduceam suferințele pe care le au oamenii ăștia și nici nu-și dau seama că suferințele vin de la ăștia. Dar dacă se întâmpla că reveneau comuniștii? Eu nu cred că reveneau comuniștii. Dar această logică, îi ținem pe ăștia ca să nu vină comuniștii, este una defectuoasă. Că dacă îi lăsăm pe ăștia, tot același lucru se întâmplă ca și pe timpul comuniștilor, numai că noi trăim această mare iluzie. Vă amintiți ce entuziasm era în ziua aceea când a fost ales președintele Republicii Moldova? Lumea, eu am văzut oameni care plângeau cu lacrimi de bucurie că în sfârșit parcă scăpase de un necaz. Și n-au trecut nici 3 luni de zile și se vede că acest președinte este o panoramă. De fapt, lumea n-a făcut nimic. A fost un miel sacrificat de Paști, care dacă vă mai amintiți, acum un an, Filat spunea despre faptul că... Filat ce spunea acum un an? Că există un păpușar, că există mafia, avându-l în vedere Plahotniuc, care acum a dat mâna. Și spunea atunci că există un păpușar. Lumea nu prea a înțeles atunci despre ce este vorba, pentru că n-a văzut păpuș. Iată, acum avem o păpușă. Avem o păpușă care este președintele Republicii Moldova. Și acum parcă lumea începe să înțeleagă ce au avut în vedere ăștia când vorbeau de păpușar. Că acum avem și păpușă foarte exactă, adică una foarte concretă, care este președintele Republicii Moldova și care ori de câte ori va încerca să spună un cuvânt împotriva ăstora, îi se va spune taci fa prostă. Nimic altceva.
Pentru că pentru asta a fost ales cel mai docil om care n-a ridicat niciodată vocea, nici în justiție în care a fost 30 de ani, nici în alte domenii sociale, și nu s-a știut absolut nimic de el. Lor le-au trebuit această păpușă, ca Filat și Plahotniuc, să rupă în bucăți țara asta și să o fure. Domnul Mocanu, dar cum se face că se vorbea despre un candidat apolitic la funcție de președinte al țării și uitați-vă că a fost găsit acest candidat și a fost și votat și de grupul Dodon. Este, da, Dodon ce avea de făcut? Dodon ce avea de făcut? Dodon nu-l vedeți că seamănă tot cu ei? Dodon nu-l vedeți că chiar dacă se declară de stânga și apărător a oamenilor muncii și așa mai departe, cântă la aceeași drâmbă ca și ăștia? Dodon ce avea de făcut? Dacă este făcut de Plahotniuc și Filat, Dodon, doar el nu întâmplător s-a rupt de la Voronin, doar el s-a rupt cu acceptul ăsta și cu sprijinul ăsta s-a rupt de la Voronin. S-a rupt pentru ca să vină să voteze un președinte. El nu este numai apolitic acest președinte. El este a tot ce vreți, adică numai nu un președinte care să dea vigoare, demnitate și energie statului ăsta. Deci este și lumea o să convingă în foarte scurt timp că noi am avut dreptate, că noi le-am spus nu trebuie ales acest președinte, că nouă ni se spunea, dar ce soluție aveți, că altfel vin comuniștii la putere. Eu am spus-o și repet întotdeauna, popoarele au ieșit din mizerie, din sărăcie și din necazuri, au ieșit prin luptă, nu prin iluzii. Prin iluzii care au fost vândute de către cei care au vrut să mențină. Măcar cel puțin, vă dați seama în ce situație proastă am nimerit noi cu toții. La guvernare au venit doi oameni, doi hoți. Doi hoți, și eu nu încetez să spun acest lucru. Despre cine? Lumea este Plahotniuc și Filat. Și dacă ăștia doi hoți, care au furat țara asta până a venit la putere, deci dacă atunci când ei se certau între ei, era rău, acum trebuie să știți că de zeci de ori e mai rău atunci când și-au dat mâna și când s-au înțeles. Acum nu mai contează. Nici Ghimpu, care a fost cumpărat de Plahotniuc să voteze pentru președinte, nici Lupu nu mai contează, care chipurile este președintele Partidului Democrat, nimeni nu mai contează. Contează ăștia doi. Orice ce au făcut ei din 1 mai, spectacolul ăsta care l-au făcut cu sindicatele, zis sindicatele. Sindicatele nu sunt sindicatele de altă dată, nu sunt oameni buni, stimați soroceni și alții care ne ascultă. Sindicatele nu sunt profsoiuzurile de altă dată care chipurile cât de cât se îngrijeau de sănătatea și de bunăstarea oamenilor muncii prin foi turistice nu știu pe unde. Nici acele sindicate măcar nu mai sunt. Astea sunt niște întreprinderi de arendă care au moștenit niște imobile de pe timpul sovieților. Sunt niște burtoși acolo care iau plata de arendă și din plata asta de arendă trăiesc, o împartă între dâns și vând, cumpără și așa mai departe. Și ies acum alături de Filat, care ar trebui să-l împroaște cu pătrăgele stricate. Ies alături de el și ăsta le spune unitate, solidaritate. Ați văzut ce spectacol? Deci, ceea ce a fost ieri în Piața Mare Adunării Naționale, în limbaj popular se numește, cu un cuvânt rus, nu găsesc echivalentă în română, pădleancă. Dar ei asta fac. Stau seara și sună unul altuia, Plahotniuc și Filat, și chicotez la telefoane cum i-o frecat de data asta pe comuniști. Dar păi noi asta am dorit de la dânșii, să vină și ne povestească cum se freacă unul pe altul. Cum își fac padlenci unul la altul, sau lumea asta a așteptat că în țara asta se va schimba ceva, că va porni o reformă, se va porni cât de cât altă viață. Ce părere aveți, domnul Mocanu, despre faptul cum s-a sărbătorit ziua drapelului de stat la Chișinău? Drapelul de stat întotdeauna este un simbol. Este un simbol al demnității statului, al prosperității, al bogăției, sau este un preș bun de pus la picioare și de șters picioarele atunci când vrei să intri în altarul bogăției lor. Deci acest spectacol pe care l-a făcut iarăși Filat cu arborarea unui, cred că plângeau nordcoreenii de cu lacrimi de crocodil când au văzut ce fac moldovenii, ce spun ironic chestia asta. Vă dați seama că atunci când ei nu au nicio idee, atunci când oamenii lor fură în toate părțile, atunci când în țara asta nu se schimbă și nu se va schimba absolut nimic pe timpul guvernării lor, sigur că ei trebuie să vină cu tot felul de jucărele pe care le mai dai la oameni să așa, dulciuri care le dai să le pară că viața merge spre bine. Ce cu spectacolul ăsta? Ce cu steagul ăsta? Noi am luptat altă dată, avem steag, e tricolor, a fost pus, care e problema? Trebuie spectacolul ăsta la care nici măcar
dacă nu i-a invitat pe ceilalți. Deci Credeți că a fost o simplă coincidență că nu i-a invitat? Dar n-a mai fost niciun fel de simplă coincidență. Omul ăsta manifestă orgolii peste orgolii. Deci dacă e ziua oamenilor muncii, el se duce cu oamenii muncii, el care n-a muncit niciodată în viața lui. Deci a fura nu înseamnă a munci. El era, gata, era sindicalist, mai că nu era sindicalist, mai că dacă s-apucau aceia să strige jos guvernul, cred că ala antrenau și pe el, pe filat, să strige jos guvernul, pentru că el în momentul acela era sindicalist. Ori bai cu tricolorul, bai sindicalist, dacă, deci el peste tot vrea să fie primul. Păi dar nu se poate așa. O să treacă ceva timp și oamenii ăștia vrăjiți de posibilitatea că viața lor se poate schimba, o să-și revină din vrăjala asta. Și atunci vom discuta cu ei altfel. Domnul Mocanu, ajungerea Republicii Moldova în Europa pentru mulți cetățeni ai acestei țări este un mare vis. Dumneavoastră, cum considerați? Va ajunge Republica Moldova în Uniunea Europeană sau nu? Așa cum o promovează visul ăsta ăștia, nu va ajunge, pentru că populația din Republica Moldova, acum vreo 30 de ani, avea alt vis, care se numea nașa țel comunism. Acum visul acestor oameni se numește vrem integrare europeană, da? Ori integrarea europeană pentru acești care sunt la conducere este un fel de vis ca și nașa țel comunism, care oamenii trebuie să trăiască cu acest vis, dar niciodată să nu mai ajungă la el, pentru că atunci când Republica Moldova va fi o țară eligibilă pentru Uniunea Europeană, ei vor trebui să stea în pușcărie, pentru că nu este posibil într-un stat de drept, așa cum ar trebui să fie Republica Moldova, să fure atâta și să-și conduci, nu să răspunzi pentru ceea ce ai făcut. Deci sigur că ei nu vor integrare europeană. Sigur că integrarea europeană pentru dânsii este un fel de a zice, un fel de a ați pronunțat foarte exact atunci când ați spus vis, să-i dai poporului o speranță și să-i vorbești în fiecare zi despre un viitor luminos și frumos, asta au învățat pe timpul comuniștilor. Și acum fac același lucru. Ori integrarea europeană, stimații mei concetățeni, integrarea europeană este un proces foarte exact, un proces foarte exact, un proces în care lumea își răsuflă mâinile și face justiție independentă, adoptă legi prin care exclude orice discriminare a omului pe orice criteriu, deci creează condiții, le dă șanse și oportunități egale tuturor, adică există o sumedenie de probleme pe care noi trebuie să le facem. În momentul în care ăștia europenilor le spun că noi vrem integrare europeană, iar aici în țara lor fac sălbăticie, n-are cum. Îmi spunea cineva și mă abat un pic apropo de integrare europeană și de ce fac ăștia. Filat, așa ca și cu steagul, face figură frumoasă numai în fața europenilor. Ori oamenilor sălbăticiile, noi o să venim în foarte scurt timp și o să arătăm cu ce se ocupă în structurile lor locale. La voi, său, președintele raionului, cu toată structura lui peledemistă, în raioanele de sud, Cantemir, Cahul, cum se împart banii din fondul ecologic, cum se toacă banii ăștia, cum se dau. Noi o să venim și o să vă arătăm foarte exact cum se toacă banii și în raionul Soroca, de către toți ăștia. Cum Ministerul Muncii și Protecției Sociale dă indemnizații și indemnizațiile acum au ajuns pentru anumite familii vulnerabile, au ajuns câteodată mai mari ca pensiile, iar aceste indemnizații, șefii barurilor de pensate care sunt membrii de partid au deja listele cu datoriile bețăvanilor din sat care îi fac familii vulnerabile și banii ăștia care merg sub formă de indemnizații ajung la barul din sat pentru vodka pe care o cumpără de la bar. Iată integrare europeană, iată câte integrare europeană ne-au adus pe pâine filat și cu plahotniu. Și așa o să meargă din ce în ce mai rău, așa o să meargă mai departe, pentru că ăștia au nevoie de un popor beat, sărac, un om care nu se, un popor care nu se descurcă, iar la toți bețăvanii ăștia pe urmă, nu vă supărați pe mine că spun, că dumneavoastră știți la cine mă refer, nu mă refer la poporul nostru, că nu suntem un popor de bețăvani, mă refer la cozele de topor care astăzi îi îmbate pe o parte din populație la barurile lor și au ajuns membri de partid. La ăștia mă refer. Deci această masă de oameni cu kilogramul de orez la viitoarele alegeri trebuie să le asigure lor viață bună pentru totdeauna. Păi eu vorbesc la ora actuală și dacă mă vedeți indignat
indignat. Această indignare vreau să vă transmit și dumneavoastră prin viu grai, să ajungă până la fiecare dintre concetățenii noștri, pentru că trăind această iluzie, și rugămintea mea mare este, cei care mă credeți, pentru că există foarte multă lume care nu mă aude și dacă nu mă aude n-are nici cum să mă creadă, dar cei care mă credeți, cei care mă auziți, cei care înțelegeți că vă spun adevărul, transmiteți acest cuvânt de la om în om, pentru că dumneavoastră o să aveți și posibilitatea și șansa dacă cheltuiți câte 10 minute, câte 15 minute pe zi spunându-le și altor oameni cum ne pot privi, cum pot să ajungă până la noi să le spunem cuvântul. Noi ne putem une împreună și în câțiva ani de zile țara asta într-adevăr să meargă pe calea integrării europene. Telespectatorii care ne urmăresc cu siguranță v-ar întreba de ce ar trebui să vă creadă, pentru că dumneavoastră ați fost și dumneavoastră consilierul lui Voronin. Și de ce să nu mă creadă? De ce să nu mă creadă dacă eu în calitatea mea de consilier prezidențial m-am ocupat anume de integrarea europeană și în perioada cât am fost eu consilier prezidențial, dacă ridică toată lumea, că așa de vorbit aiurea vorbesc ăștia toți. Domnule, m-au candidat, ce să-l credem? Exact cum spuneți dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această întrebare. Că asta au spus-o Filat și cu Ghimpu. Domnule, ce să-l credeți mocanul ăsta? El a fost și cu comuniști, e și cu ăștia. Eu nu știu ce au ei în vedere când spun lucrul ăsta. Pentru că eu n-am fost niciodată, probabil că ei pornesc de la experiența lor de viață. Eu am fost funcționar public, n-am fost slug al lui Voronin. Ba mai mult decât atât, în funcția mea de consilier prezidențial, eu am monitorizat ce face familia Voronin. Iar informația despre ce e cu ce se ocupă familia Voronin a ajuns până la toată lumea care pe urmă l-a dat jos pe Voronin. Eu am ajuns în pușcărie după asta. Deci eu nu am ce-mi reproșa mie pentru ceea ce am făcut în trecut. Că eu mi-am făcut o lovitură de imagine, că lumea s-a uitat, lumea am dezamăgit, eu mi-am cerut scuze de la oamenii pe care i-am dezamăgit, dar pe oameni sincer, nu pe cozele de topor de pe lângă Diacov, Ghimpu și toți ăștia care folosesc faptul, trecutul meu și traiectoria mea mai întortocheată în politică, folosesc drept argument pentru ticoloșenile lor. Adică și vă trebuie ticăloși de ăștia. Noi suntem oamenii care trebuie să vă furăm în continuare. Eu în viața mea, îmi pare rău că personalizez acum, dar m-ați întrebat și m-ați provocat să vorbesc despre mine la ora actuală. Și dacă n-are cine vorbi de bine despre mine, măcar eu să vă spun lucrul ăsta. Eu în traiectoria mea politică niciodată n-am furat și faptul ăsta îmi dă libertatea să vă vorbesc adevărul. Eu în cariera mea, că am fost altădată, l-am consiliat nu numai pe Voronin, i-am dat sfaturi bune și lui Snegur și nu le-a ascultat, nu le-a auzit. Eu am în viața de 20 de ani politică am avut multe activități și dacă, credeți-mă, dacă ar fi ascultat de sfaturi, cele n-ajungeau unde au ajuns. Eu am libertatea de a spune adevărul pentru că eu n-am furat, nici fiind consilier prezidențial, nici fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi, nu mi-am făcut viață personală. Eu am înțeles politica întotdeauna ca sacrificiu și oamenii pe care îi adun în jurul meu sunt oameni de sacrificiu și înțeleg de ce trebuie să vină în Mișcarea Populară Antimafie și să-și sacrifice timpul lor pentru ca țara asta să fie altfel și să arate altfel. Politica nu este giftuială, politica este sacrificiu și până când n-o să adunăm în jurul nostru o clasă de politicieni, politicienii trebuie să fie oameni deosebiți, iar oamenii deosebiți se îngrijesc și de altcineva, pentru că oamenii simpli dumneavoastră cum trăiți, e normal să te îngrijești de tine, de familia ta, pentru că nu ai alte posibilități mai mari. Oamenii care se implică în politică, a doua zi trebuie să știe că și familia lor și cei care îi înconjoară că misiunea pentru care vine un om în politică este să facă ceea ce declară. Iar oamenii politici de obicei declară binele tuturor. Ori după ce vin la guvernare, majoritatea se îngrijesc numai de binele lor. Este adevărat și dumneavoastră corect mă întrebați că este foarte greu ca omul să creadă că iată, acum au venit alți politicieni care vor să facă, pentru că 20 de ani au fost mințiți și alții le-au vorbit parcă la fel de credibil, au spus domnule, nu-i mai alegeți pe cei, că noi suntem cei pe care îi așteptați. Este adevărat, păi prin asta și-i grea politica. Că eu dacă acum lumea... telespectatorii v-ar întreba cu ce sunteți mai buni dumneavoastră, Mișcarea Antimafie, pentru că oamenii s-au dezamăgit în politicienii noștri. S-au dezamăgit în politicienii noștri, aveți, n-au de ce să dezamăge în Mișcarea Populară Antimafie. Noi, în 2 ani de zile de când existăm, noi am reușit foarte multe lucruri. Noi am reușit să-i scoatem la suprafață pe aceste cârtițe care furau în umbră. Atunci când, dacă nu spuneam acum 2 ani de zile în urmă că Republica Moldova, marea problemă a Republicii Moldova este mafia, astăzi n-ați fi auzit pronunțit cuvântul mafia, chiar dacă nu fac trimitere la noi. N-ați fi auzit cuvântul mafia pronunțat de mai toată lumea.
cuvântul mafia și lupta antimafie, atunci când am pornit-o, noi am riscat nu numai cu bunăstarea noastră, noi am riscat cu viețile noastre atunci când am pornit-o. Astăzi noi avem oameni în jurul nostru și lumea o să ne creadă și lumea deja. Vreau să vă spun că dumneavoastră probabil la sorocă sunteți un pic mai sceptici. Noi avem oameni care ne cred, în special și oameni care au aderat la mișcarea noastră, în special concetățenii noștri care au plecat psihotare, concetățenii noștri care pot compara altfel lucrurile, care văd cum trăiește lumea în afară, văd cum se descurcă lumea aceea și văd că mesajul pe care îl spunem noi, mișcarea populară antimafie, este adevărat, pentru că el pot verifica societățile în care trăiesc ei. Este adevărat că lumea de aici, de la țară, mai puțin ne cunoaște și mai puțin știe despre noi și mai puțin ne crede, pentru că nu ne aude. Tocmai din această cauză eu mă adresez acum prin această cameră îndreptată spre mine, către oamenii care ne privesc și care mă aud acum să le spună și altor oameni despre acest cuvânt. Eu cred sincer și am spus-o și aici la postul dumneavoastră de televiziune și mai repet încă o dată, atunci când cuvântul a fost cu Dumnezeu la început și cuvântul a fost chiar Dumnezeu și atunci când cuvântul va trage la cântare în țara asta creștină, cred cel puțin creștină țara asta, chiar dacă câteodată preoții duc un pic pe alte căi pe oameni, mă refer acum iară la îmbogățiri personale, la multe alte lucruri, nu bărfesc preoții în zilele Paștelui, dar e o problemă și aici. Și, deci cuvântul, atunci când cuvântul va fi mai greu decât kilogramul de orez pe care îl împarte ăștia oamenilor despre care vă vorbeam, că banii cărora se duc la bar, deci atunci când cuvântul va fi mai greu decât kilogramul celălalt de orez, țara asta va avea o șansă. Domnul Mucanu, mai am multe întrebări pentru dumneavoastră, dar vreau să amintesc telespectatorilor că urmăresc în direct emisiunea Dialog Deschis cu liderul mișcării antimafiei, Sergiu Mucanu, căruia îi puteți adresa întrebările dumneavoastră printr-un SMS la 3113, să vă dați și cu părerea, dar totodată vom avea și un telefon în direct, 33422, la care așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnul Mucanu, cunoaștem că problema cu Transnistria este una foarte serioasă pentru Republica Moldova. Am văzut în ultimul timp că actuala guvernare încearcă să conlucreze cu conducerea transnistreană. Spuneți-ne ce părere aveți despre. Știți câți concetățeni de ai noștri sunt preocupați de problema transnistreană? 3%. 3%. 3% conform sondajelor îi preocupă această problemă. Eu când spun acest lucru, nu zic că noi trebuie să ne lăsăm de Transnistria. Eu am vorbit nu odată la tema asta. Grija exagerată a actualei conduceri pentru Transnistria are la bază câteva scopuri foarte clare pentru ei. În anul 1999, pe timpul guvernului Sturza, a fost întreruptă contrabanda din Transnistria. S-au pus posturi vamale mobile la frontiera administrativă a Republicii Moldova, acolo la frontiera teritoriilor pe care le controlăm noi cu teritoriile pe care nu le putem controla. S-a oprit contrabanda din Transnistria. În momentul în care s-a oprit contrabanda din Transnistria, aici, în Republica Moldova, businessul mic și mijlociu a căpătat o a doua răsuflare, a putut să răsufle. Oamenii au putut să-și înșghebe o afacere, pentru că nu intrau sub prețuri de cost mărfuri din Transnistria aduse pe căi nebănuite acolo și fără certificate de calitate și tot ce vreți. Păi uitați-vă, toată chestia aceea, toată contrabanda aceea se pornește acum din nou. Și în foarte scurt timp, lumea va simți pe pielea ei ce înseamnă să fie inundată Republica Moldova de contrabandă. Pentru că asta este interesul acelor mafioți, Plahotniuc și Filat, care sunt la guvernare la ora actuală în Republica Moldova. Tocmai din această cauză, lumea astăzi aude de problema transnistreană și dorința lor extraordinară de a reîntrege această țară. Cred că mai mult ca mine sau ca alți camarazi de-ai mei de arme, nu este motivat nimeni în țara asta să ne recuperăm acele teritorii. Eu am luptat în Transnistria, am luptat 3 luni și jumătate în trupele de carabinieri, am fost comandant de carabinieri în Transnistria, sunt cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare și m-au scos pe targă de pe câmpul de luptă de la Coșnița. V-am spus acest lucru pentru ca să mă credeți că am motivație foarte multă să luptăm pentru acele teritorii. Dar nu așa cum vor ăștia, nu așa cum fac ăștia, nu așa cum mint ei oamenii ăștia. Pentru că nu poate fi deschisă frontiera cu Transnistria la ora actuală pentru că noi așa dorim, pentru că de acolo vine contrabandă. Rusia dă bani foarte grei pentru sprijinul, pentru a sprijini acest plațdarm pe care l-au acolo.
Noi, la ora actuală, prin această deschidere pe care o face Filat, vom pierde și Republica Moldova, pentru că ori face integrare europeană, ori o face transnistrizare. La ceea ce face Filat la ora actuală, face mai mult transnistrizare decât integrare europeană. Ori transnistrienii nu vor integrare europeană. Calea normală de a rezolva conflictul transnistrian ar fi una foarte sigură. Integrarea Republicii Moldova cu teritoriile pe care le controlăm în Uniunea Europeană și recuperarea Transnistriei în timp, prin exemplu pe care l-am aduce țara noastră, prin exemplu de trai decent, prin exemplu de respectarea drepturilor omului, și atunci când populația de acolo ar dori, așa cum dorește populația de aici trăiască în Uniunea Europeană, atunci când populația de acolo ar dori să facă parte din Republica Moldova, noi am putea să recuperăm acele teritorii. Atâta timp cât însă Republica Moldova are la fel mafie ca și în Transnistria, n-ai cum să faci o țară prosperă comună sau comună. Am spus și eu termenul Lucenț. Domnul Mocanu, se vorbește tot mai des despre atacurile Raider. A devenit o noțiune la modă, să zic așa, sau chiar se întâmplă? Atunci când se vorbește despre atacurile Raider, deci lumea are în vedere băncile care au fost furate de către Plahotniuc în vara anului trecut. Apropo, ăsta se pregătește pentru lunile de vară de alte atacuri să mai preia și cei ce au mai rămas după băncile pe care le-au furat anul trecut și nu au mers până la capăt. Treaba, pentru că, mă rog, s-a ridicat altă lume și s-a oprit. Deci vara acestui an, singurul om care va lucra în perioada vacanței de vară va fi Plahotniuc, care pregătește alte atacuri. Eu însă, acest termen care a devenit obișnuit deja urechii oamenilor noștri, îl extind asupra întregii Republici Moldova. Deci toată Republica Moldova a fost supus unui atac Raider și la ora actuală această țară o preiau, o rup în bucăți și o mistuie ca hulpa doi oameni, Filat și Plahotniuc. Și chiar dacă la ora actuală unor oameni se pare că eu exagerez, spun, bă, Mocanu ăsta exagerează, așa spuneau doi ani în urmă, când am venit și le-am vorbit despre un anonim Plahotniuc, toată lumea spunea, dar exagerează Mocanu, nu-i chiar așa, lucrurile stau altfel. Au trecut 2 ani de zile și lumea acum vorbește în termeni despre care vorbeam noi 2 ani în urmă, vorbește la fel ca și noi, cum vorbeam 2 ani în urmă. Acum eu vorbesc alte lucruri și ăștia tot la aceeași drâmbă cântă. Nu, că exagerează Mocanu, că asta nu e așa. Și lumea trăiește în continuare cu iluzii, este hrănită în continuare cu iluzii. Eu înțeleg acest caracter al nostru de a fi, ei, da poate o fi bine, dar poate lăsăm așa, poate nu o să fie bine. Nu o să fie bine dacă nu luptăm împotriva lor. În ultimul timp a crescut considerabil numărul crimelor grave în Republica Moldova. Este o creștere sau poate că presa mediatizează acum mai liber aceste cazuri? Era absolut firesc să crească criminalitatea, pentru că pe timpuri, atunci când Voronin a venit la conducere, el a distrus într-un fel criminalitatea atunci, pe care i-a împușcat în stradă, pe care i-a băgat la pușcărie, iar toată criminalitatea care a fost atunci a trecut toată în poliție. Deci toate crâșele care au fost pe timpuri înainte de a veni Voronin la conducere au fost preluate de poliție. Voronin a ținut în fruntea poliției un gangster pe nume Papuc, care îi ținea cu mână dură pe toți polițiștii ăștia. La ora actuală, parte din criminalii de altă dată au mai ieșit, alte, nu mai vreau să mai spun alte termeni din ăștia din lumea criminală, dar banii lor au lucrat în economia Republicii Moldova și la ora actuală noi participăm la ora actuală, suntem martori a unor reglări de conturi polițisto-criminale, deci în care sunt implicați polițiști, procurori, pentru că în perioada lui Voronin, procuratura și poliția a preluat toate crâșele alea criminale și criminalitatea a trecut în organele de poliție și procuratură și judecătorii. Și acum, aceste structuri ale statului, cum este poliția, procuratura și judecătoriile, sunt puternic criminalizate. Lumea criminală care și-a ridicat nasul mai sus acum vrea să-și preia o parte din afaceri înapoi, iar dincolo de asta, factorul cel mai important care stimulează această criminalitate crescând de la ora actuală este una foarte simplu. Dacă au ajuns doi criminali la conducere, dacă a ajuns un proxenet, Plahotniuc, la conducere, care a furat jumătate de țară, dacă a ajuns un contrabandist, Filat, la conducere, nouă, de ce nu ni se poate? De ce lor li se poate? Deci vă dați seama că dacă în fruntea statului ajungeau intelectuali,
ajungeau oameni cu reputație bună. Atunci intelectuali, oameni cu reputație bună ar fi avut astăzi nasul mai sus și ar fi spus, iată noi, ca reprezentanții noștri, au ajuns la conducere, au ajuns la guvernare în Republica Moldova. Și atunci fiecare dintre noi, fie că sunt inginer, fie că sunt învățător, fie că sunt, atunci am și eu o șansă, pentru că ai noștri au ajuns la guvernare, da? Intelectuali sau oamenii cu carte, au ajuns gangsterii la conducere, au ajuns hoții la conducere. De ce toți hoții din țara asta n-ar vrea să ajungă și ei la conducere alături de dânsi? De ce hoții din țara asta n-ar fi stimulat la ora actuală să procedeze ca și ăștia, dacă țara este condusă de hoți? Și atunci este absolut firesc, așa cu asta am început, este absolut firesc ca criminalitatea să crească. Și din păcate o să asistăm la creșterea, în continuare a criminalității. Pentru că se vorbea că se vor face careva restructurări în aceste sisteme, dar până la ziua de astăzi... Ei nu pot face restructurările în sisteme. Deci lumea a stat și a așteptat, domnule, că te aleg președintele și imediat după asta se încep reformele. Țineți minte cum spunea Ghimpu, ăsta care e în buzunarul lui Plahotniuc, până nu-i mai văd nici ochii, nici fruntea nu-i mai vede de acolo. Cât de bogat a ajuns omul ăsta în 3 ani de zile. Deci a venit, era pentru popor și nu știu ce, în 3 ani de zile a ajuns milionar Ghimpu. Dar escrocul, mă refer acum la escrocherii lui sentimentale, vorbește despre românism, despre Europa, despre reforme, despre tot ce vreți. Dar, de fapt, în spatele ăsta stă îmbogățirea sa personală. Deci, eu de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că acești oameni, mă refer acum la un pic la altfel decât Plahotniuc și Filat, mă refer la ăștia, cum îs Ghimpu și toți ăștia. Deci oamenii în perioada asta, oamenii ca dânsii, au venit doar și s-au îmbogățit, nimic altceva. Domnul Mocanu, au trecut 3 ani de zile și noi nu cunoaștem care este adevărul despre evenimentele din 7 aprilie. Nici nu să aflăm adevărul despre evenimentele din 7 aprilie, pentru că așa cum vă spuneam răspundând și la întrebarea de mai sus, cei care au venit la guvernare nu sunt interesați să facă acest lucru, pentru că ei au venit pe valul de 7 aprilie, ei au venit și au preluat totul de la Voroni și reformă. Deci adevărul despre 7 aprilie, reformă, ei nu sunt interesați să-l facă, pentru că dacă spun adevărul despre 7 aprilie, trebuie să plece, pentru că au partea lor de vină în ceea ce a fost la 7 aprilie. Dacă fac reformă, tot trebuie să plece, pentru că o reformă veritabilă în procuratură, poliție și justiție iar elimina pe ăștia din circuitul public, pentru că reforma ar presupune instituția de statului care funcționează autonom, și atunci ăștia, Ghimpu și toți ăștia ar fi avortați, ar fi eliminați din sistemul pe care l-ar crea. Ei ce-s proști să-și taie creanga de sub picioare? Sigur că nu-și taie creanga de sub picioare. Deci ei au venit ca să nu facă nicio reformă. Nicio reformă, pentru că orice reformă i-ar elimina din circuitul public. Cum apreciați cei ce fac ce opoziția parlamentară acum? Deci nu participă la ședințele Parlamentului, dar fac aceste proteste în Chișinău. Opoziția parlamentară, mă refer acum la sprijinătorii comuniștilor, mă refer acum la concetățenii noștri, care sunt mai triști ca noi, sunt mai triști ca noi nu numai pentru că sunt și mai săraci și mai necăjiți, ci pentru faptul că acești oameni nici nu au o viziune clară asupra ceea ce se întâmplă. Mă refer până acum la 40% din populație care votează pentru comuniști. Deci ei votează un fel de nostalgie de-a lor sovietică, deci ei trăiesc întotdeauna cu gândul că înainte a fost mai bine, că era cât de cât viața bună în colhoz, și oamenii ăștia nu-i pot scoate la ora actuală din amorțeala asta, cu atât mai mult că Voronin a avut talentul foarte mare ca să-i țină în această vrăjeală cu un puțin care l-a dat atunci. Deci, eu când vorbesc despre acești oameni, eu vorbesc cu foarte multă milă pentru ei. Și acum când vorbesc, eu vorbesc și cu speranța că oamenii care mă cred o să încerce să lucreze cu ei și să le explice acestor oameni astăzi, mâine, poi mâine, pentru că acești oameni vor fi oamenii care ne vor ține pe noi pe loc și nu vom putea să înaintăm spre integrare europeană, pentru că acești oameni nu au viziune, nu văd altceva decât comuniști, și ei când votează pentru comuniști, nici măcar nu votează. Ei își dau seama, poate, că familia Voronin s-a îmbogărățit și au devenit foarte bogați. Dar ei votează pentru comuniști, că de cum? Votăm pentru comuniști, că noi suntem comuniști. Dar dacă noi așa am vrut, noi așa am trăit mai bine. Deci un soi de lipsă de viziune totală. Și atunci Voronin speculează acest lucru. Deci Voronin este, la fel ca și ăștia, un alt fel de escroc sentimental care speculează pe aceste sentimente pe care le au parte din populația noastră. Speculându-le aceste sentimente, ei de fapt, pe acești oameni îi țin
îi țin în mirejele lui. Deci familia Voronin nu are alt gând. Nu-l vedeți piciorul lui cum vine la mitingurile lui Voronin îmbățoșat acolo, pentru că așteaptă, nici nu știi cum taic să se întoarce la guvernare și îi se întorc toate bogățiile pe care i-a luat Plahotniuc în perioada când a venit ăsta. Dar noi ce avem cu asta? Și eu mă adresez oamenilor simpli, de aici, de la Soroca, din alte părți care ne aud, oameni buni, noastră, ce aveți cu toate reglările astea de conturi? Ce aveți noastră cu toate razborcele astea, cu faptul că familia Voronin își va întoarce de la Plahotniuc toate bogățiile pe care le-a luat Plahotniuc sau nu le va întoarce? Pentru că din asta noastră nu aveți nimic. Trebuie schimbate. Atunci când spuneam, și îți mulțumesc, Ileana, că ai început această emisiune cu sloganul nostru, atunci când spun comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ, repet o frază populară de sute de ani și noastră știți ce înseamnă asta. Sunt absolut la fel, chiar dacă sunt colorați în alte culori. Trebuie schimbată clasa politică și mișcarea populară antimafie este o șansă în sensul ăsta. Domnul Mocanu, o întrebare care vă vizează un pic mai în mod direct. Recent, la 29 martie, deci judecătoria sectorului Rășcani a condamnat feciorii dumneavoastră. Dar îmi dați un răspuns după ce auzim o întrebare de la telespectator. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Alo? Da, bună seara. Давайте, зала, давай. Вот, и надо было, чтобы его Воронин растерзал в тюрьме. Скотина, он... Ну, треба сенкиды с телефона. Сволочь, там и настоящая. И эту сволочь расстрелять надо, за то, что ведет такую пропаганду. И этих белых людей с пути. Bine, o să rog regia să oprească pe doamnă. Era vorba de o întrebare. Chiar nu este o întrebare. Nu, stați, o să-i rog pe telespectatorii. Dă-vă-te ia atveciu să știu. Aibă grijă să pună întrebări și să nu vină. Nu, este foarte bine. Dați-le voie să spună. Critici atât de... Este foarte bine. Asta nu-i critică. Asta nu-i critică. Eu очень рад, что вы так, у вас такой гнев против меня. Это мне делает честь, значит, я вас задел. Значит, вы эта женщина, вы, я уверен, вы где-то в период советских времен, где-то комсомолкой бегали вокруг всей этой братвы, которую вы сейчас защищаете. И я рад, это мне делает чести, что вы меня так атаковали. Молодец, держите так. И говорите, гневите, пожалуйста. Потому что вы этим скажете все про себя. Puneți întrebări mai departe. Da, întrebarea era despre faptul că feciorii dumneavoastră au fost condamnați deci, de către mei, judecătorie. Da, eu amintesc această istorie, vă mulțumesc pentru întrebare. Feciorii mei au fost arestați la comanda lui Voronin acum 3 ani și jumătate într-o istorie în care ei n-au participat. O istorie, le-a fost pus în cârcă chipurile un băiat bătut la o discotecă. În procesul de judecată s-a dovedit că acel băiat n-a fost bătut acolo, unde a fost unul dintre ficiorii mei. Ficiorii mei au stat un an de zile pe teritoriul ambasadei României. Această chestie durează de 3 ani și jumătate. Au ieșit pe timpul când a plecat Voronin și acest dosar l-au preluat noi veniți să-l gestioneze în continuare. N-au putut să facă decât să le pună câte o amendă, dar totuși și această judecată a lor este nedreaptă. Eu am să o atac și am să rup, chiar dacă procurorul lui Deacov ceruse 34 ani privațiune de libertate, slavă Domnului, chiar în condițiile în care eu lupt, dar vreau să vă spun o chestie. Dacă ați observat, eu în această perioadă cât i-au gestionat acest dosar și era sub pericol faptul că vor fi condamnați ficiorii mei, eu nu i-am slăbit nici un pic cu criticile. I-am atacat la fel de vehement întotdeauna. Și asta înseamnă să-i biruim atunci când îi atacăm și nu le permitem să ne facă viața amară. Ați avut și dumneavoastră un dosar intentat de și mai am. Plahotniuc. Care este situația? Eu am avut într-un moment, o spun acum aproape cu zâmbet pe buze și foarte senin, am avut la toată familia, a fost o perioadă, am avut 7 dosare penale intentate la comanda lui Voronin. Slavă Domnului, nu mai este niciunul din acele dosare penale. Însă, după ce au venit ăștia și am pornit lupta cu Plahotniuc și cu Filat, la ora actuală sunt implicat în mai multe procese civile. Deja Plahotniuc a câștigat
nu numai el, dar și sculele lui, mă refer acum la ăștia, Chetraru, Zupco, procurorul general și mai departe, au câștigat dosare în judecată care m-au obligat să dezmint ce am spus despre dânsi, lucru imposibil, eu lucrul ăsta nu o să-l fac niciodată, și cred că mă așteaptă în scurt timp niște dosare penale pentru neexecutarea deciziilor judecătorești. Eu o spun foarte senin, eu nu o să execut hotărârile judecătorești făcute la comanda lui Plahotniuc și voi lupta chiar și având dosarele penale intentate de mine. Pentru că eu cred că în modul în care am luptat pentru libertatea fiilor mei, în modul în care am luptat pentru libertatea celor tineri în 7 aprilie, în modul acum în care ne consolidăm noi mișcarea populară antimafie, nu ne fac cinste dosarele penale pe care le avem și, apropo, și strigă din astea istericale a consumoristii cele de pe timpul anilor 60, care strigă acum cu furie asta în voce. Chiar m-am bucurat de telefonul ăsta, chiar mă onorează modul în care această persoană a turbat la telefon. Domnul Mocanu, ce părere aveți dumneavoastră că recent a fost sesizată activitatea unui post de televiziune din Republica Moldova? Este vorba de canalul NIT. Canalul NIT, un canal pe placul acelei persoane... Haideți să răspundem la întrebare, da. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Ce vă Am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc. Este vorba de cei care fac schimb valutar în piață. Spune așa. Domnul că în raioanele de nord au dispărut la Soroca mai sunt. De ce credeți că se mențin? Au crâși așa cum... Sigur că da, dar păi noastră aveți reprezentanță în Parlament de la PLDM de aici care le țin crâșa, al de Sașoc sau cum le spuneți. Aveți personaje foarte exacte care se ocupă de treaba asta. O să mai steie, pentru că ai noastră de la Soroca s-au băgat bine pe lângă Filat și pe lângă alții pe acolo. Încă o să mai fie, dar nu foarte mult timp, pentru că o să vedeți, ăștia o să plece într-o bună zi și cu mare gălăgie o să plece. Mă întrebați de NIT. Deci sper că v-am răspuns la întrebarea noastră, pentru că deci, și schimburile valutare și micul business prin piețe este controlat și fiecare au crâșa lor și această, oricât ar fi de paradoxal, această crâșă merge până la liderii de partid, pentru că dacă fură cei de sus, de ce ăștia mai de jos să nu fure? Iar Soroca, vă spun că este un raion mult mai apropiat de actuala conducere decât raioanele de nord. Acolo o să se întoarcă schimburile valutare atunci dacă revin cumva comuniștii la putere. Dar atâta timp cât e PLDM-ul la putere, deci o să fure mai mult aici, unde au șefii lor și le țin crâșa ăștia care sunt acum la conducere. Postul de televiziune NIT, despre care m-ați întrebat. Postul de televiziune NIT era un post de televiziune pe placul acelui personaj care suna și mă înjura acum 5 minute. Acel post de televiziune trebuie lăsat, așa cum vă spuneam eu acum. Dați-i voie să spune, nu închideți telefonul. Acel post de televiziune nu trebuie închis, pentru că există o parte de sălbăticiuni de felul ăsta, cum este femeia care a sunat aici, care trebuie să le dai voie să-și spună, să-și dea rama pe față, să spună toți. Deci doar nimeni n-a pus la îndoială faptul că moldovenii sunt capabili, l-a închis la televiziune, așa făcea Voronin, așa fac ăștia acum, doar de la dânsii s-a așteptat altceva, doar de la noi, care suntem, deci care vrem să schimbăm țara asta, lumea așteaptă altceva. Faptul că ei vor proceda ca comuniști nu au pus nimeni la îndoială, asta o pot face moldovenii. Iată, integrare europeană mai greu să faci, iată, mai ușor să reziști și să nu strangulezi presa și cuvântul de exprimare. Doar femeia care a vorbit, ea probabil că mai degrabă e rătăcită, adică eu aș sta de vorbă cu asemenea oameni, pentru că acești oameni rătăciți, noi nu vrem să-i anihilăm, nu vrem să ne închidem gura, noi vrem ca ei să trăiască foarte mult timp, să aibă sănătate, să aibă cât de cât bunăstare și să moară de ciudă că țara asta merge altfel decât așa cum cred ei. Deci închiderea postului de televiziune este, pe lângă faptul că este o greșeală, este și o prostie actualei guvernări. Pentru că vreau să vă spun că închizând NIT-ul, ei și-o tăiat franga de sub picioare, vă asigur eu. Știți de ce? Pentru că lumea atunci când se uita la NIT, mă refer la lumea bună, mă refer la lumea care ar sprijini o altă perspectivă a Republicii Moldova decât comuniștii, lumea care se uita la NIT mergea și vota cu ăștia. Când vedea ce se spune la NIT, și când vedeau propaganda asta aproape sălbatică de la NIT, ziceau, măi, mai bine să aleagă președintele. De acum fie Filat și Plahotniuc, numai să nu vină Voronin.
Acum au închis gura la... Dar erau și alte interpretări. Oamenii credeau că acela este adevărul care se spune acolo. Este adevărat, pentru că 40%, vă asigur eu că din populație, vor nitul, îl vor, vor la nitul acela să le cânte muzica de altă dată, să audă huruit de tancuri, să le cânte ceastuște în urechi, pentru că asta sunt ei, ați văzut doamna care a sunat. Deci asta sunt ei. Eu mă refer la ceilalți 60%. Că ceilalți 60%, atunci când îi auzeau pe ăștia care erau la nit, se consolidau în jurul mafiei astea. Pentru că ei spuneau, băi, o fi răi ăștia, dar și mai bine comuniștii, acum când au închis nitul, ei și-au tăiat crangă de sub picioare. Pentru ei și-au făcut, cred, au făcut o prostie până la urmă. Sunt sigur de asta. Și eu am pledat întotdeauna, noi nu putem să prosperăm înainte și să mergem spre Europa închizând gura altcuiva. Eu chiar în sensul ăsta am avut un banc și o spun și aici la Soroca, într-un trip din Africa, francezii dăduse niște bani pentru ca să le schimbe viața. Au venit peste un an de zile după ce au dat bani pentru un program de dezvoltare în satul ăsta și când i-au întrebat canibali mai aveți, ăștia au spus nu, ieri l-am mâncat pe ultimul. Așa se întâmplă și în țara asta. Comuniști mai aveți, ori întreba europenii? O zic că nu, ieri am închis gura la ultimul comunist. Prin asta devenind ei comuniști. Domnul Mocanu, aș vrea să vă întreb părerea dumneavoastră. Totuși am auzit prea multă critică din partea dumneavoastră la adresa actualei guvernări. Aveți să spuneți ceva și de bine despre ei? Nu, sau doar... nu am cuvinte de bine pentru ei, din păcate, și critica pe care am adus-o nu este prea multă. Critica pe care am adus-o nu este în destul încă. Pentru că dacă eu le-aș spune oamenilor... Continuăm da. Să ascultăm o întrebare. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră spuneți 40% pentru comuniști. Dar știți dumneavoastră că toată lumea este pentru comuniști, e 100% de plină. Ei, doamnă, 100% în sufletul dumneavoastră pentru comuniști, dar rezultatul votului arată altceva. Rezultatul votului arată că lumea votează și pentru altcineva. Domnul Șilac, ascultați, domnul Șilac, când a venit la Soroca, a spus că și ei leapă. Dar dumneavoastră nu știți că noi lucrăm cu 700 bugetare. Eu știu, dar dumneavoastră m-ați ascultat bine ce am vorbit eu până acum? Am ascultat, dacă noi toți ascultăm și... Nu, dar dumneavoastră sunteți de acord cu ceea ce am spus eu? Și nu chiar tot am ascultat, că n-aveam când... Păi eu vă spun în două cuvinte. Deci eu am spus că cei care conduc Republica Moldova acum sunt o mafie care fură de la dumneavoastră. Fură strașnic și v-au mințit în campania electorală trecută. Păi nu, dar eu despre dânșii vorbesc. Eu despre dânșii vorbesc și v-am spus-o dumneavoastră. Dar pentru ca să scăpați de dânșii, nu este nevoie să votați iarăși comuniștii, pentru că ajungeți exact în altă parte decât ne dorim noi. Deci ascultați-i pe oamenii mai tineri. Eram într-o sărăcie mare, când au venit comuniști, ne-au dat lumină. Ei, da. Macaroni cu jerni, ne-au dat leapă. V-au uns unt pe pâine, v-au dat... Dar nu știți că vă alegeți pe dumneavoastră în vie cu mine, cu cine sunt. Ia că vă rog, alegeți-ne pe noi, Mișcarea Populară Antimafie. Vă mulțumesc. Alegeți Mișcarea Populară Antimafie și o să vedeți că o să fie mult mai bine decât cu comuniștii sau cu mafia asta care se află acum la guvernare. Deci ați spus dumneavoastră că nu aveți să spuneți nimic de bine despre ei. În acest context vreau să vă întreb, recent prim-ministrul Vlad Filat a făcut un raport în Parlament, o oră și ceva, în care și-a dat darea de seamă, să zic eu așa, în fața aleșilor poporului. Spunând că lucrurile nu sunt chiar atât de rele, sunt chiar creșteri în economie și... Dar dumneavoastră cum v-a părut? Păi să vă întreb și eu ceva. Dumneavoastră e că l-ați ascultat. Dumneavoastră ați ascultat raportul ăsta și ceea ce vedeți dumneavoastră a fost măcar într-o cât de cât corespundere cu ceea ce ați auzit? Vă veni greu să răspundeți, da? Pentru că nici nu vă cer să răspundeți, dumneavoastră sunteți aici moderator. Aici eu pun întrebări. Exact, sigur că da. Nu, eu am pus o întrebare retorică, nici nu aștept răspuns, pentru că e corect, dumneavoastră puneți întrebări. Nu o să găsiți nici o corespundere între ceea ce vedeți dumneavoastră în jurul dumneavoastră cu ceea ce a vorbit Filat. Raportul lui Filat în Parlament
denotă că acești oameni, mă refer acum la Filat, la Plahotniuc, la Ghimpu, la toți cei care au venit la guvernare, l-ați văzut cât de lejer acest Ghimpu, despre care vă vorbeam un pic mai sus, după ce a spus că face reforme și el va insista și nu știu ce, a luat un aparat de fotografia de la un reporter, făcea fotografii prin Parlament, nici bat joc de noi. Deci așa, lejer, adică oamenii nu mai au nicio problemă. Raportul lui Filat dovedește că oamenii ăștia trăiesc într-o lume aparte, trăiesc într-o lume închipuită a lor. Oamenii ăștia deja s-au rupt de la problemele reale a oamenilor. Ei nu mai văd problemele reale. Deci cei ce vorbea Filat avea impresia că vorbește cu totul despre altă țară, că lucrurile despre care vorbește el că s-au întâmplat, nu s-au întâmplat aici. Și probabil că dacă el se uită la curtea lui, la nevasta lui, la copiii lui care învață în Elveția, la bunăstarea lui, la oamenii care aleargă trepădușii de pe lângă el care se hrănesc din palma lui, viața seamănă cu cei ce au fost în raportul ăsta. Ori asta nu are nicio legătură cu 90% din populație care trăiește sub pragul sărăciei. Nicio legătură, adică dintre raportul lui care arată frumos, ce aș spune eu bine despre raportul ăsta? Despre raportul ăsta pot spun... Continuăm, dragă, da. Să ascultăm o întrebare de la telespectator. Alo? Alo, bună seara! Alo, ne auziți? Nu știu, rog regie să verificați dacă mai este telespectatorul la telefon și... Da, da. Vă ascultăm, bună seara! Alo? Da, spuneți! Vă rog să vă îndepărtați de televizor un pic sau să faceți volumul mai încet și atunci o să ne auzim mai bine. Vorbiți că vă ascultăm. Prin mine mă ascultați sau vorbiți cu altcineva? Cu dumneavoastră, stimate domn. O întrebare de la Regina. Oamenii muncii și oamenii de pe ugoare nu au pe nimeni în Parlament, practic nu are cine să le apere soarta. Cum vedeți dumneavoastră că ar fi posibil de schimbat situația asta? Vă mulțumim pentru întrebare. Tocmai de la Rezina, domnul Mocanu. Eu nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, domnul de la Rezina, atunci când spuneți cu oamenii... Oamenii nu o să aibă nici, dacă vor vota așa, nu o să aibă nici peste 20 de ani oameni care să-i reprezinte. Dacă vă referiți cumva la faptul că bănuiesc doar, încerc să bănuiesc ce ați vrut să spuneți, dacă vă referiți cumva la un vot uninominal prin care oamenii ar putea să aleagă oameni cunoscuți, să știți că în Parlament o să avem, imediat după votul ăsta majoritar, o să avem 101 plahotniuci. Pentru că plahotniuc va găsi suficienți bani să împartă prin satele dumneavoastră ca să alegeți plahotniucii din localitățile dumneavoastră care fură la ora actuală după chipul și asemănarea celor care se află la Chișinău. Dumneavoastră trebuie să alegeți echipe de oameni curajoși. Eu, Sergiu Mocanu, la ora actuală consolidez în jurul meu o echipă de oameni curajoși, care am demonstrat prin tot ceea ce am făcut până acum în politică, am demonstrat că avem și curajul și dorința să schimbăm lucrurile în țara asta. Și dacă la țară mai există și dacă dumneavoastră nu o să vă activizați, să le spuneți și oamenilor simpli care nu au viziune decât faptul că voronele ar fi uns pâinea cu unt altă dată, dacă nu aveți curajul să mergeți, să le spuneți lor, noi o să adunăm oamenii care au plecat din țara asta deja peste hotare și unde nu se pot liniști nici acolo, chiar dacă au o viață mai bună decât în Republica Moldova, și vor veni să voteze pentru Mișcarea Populară Antimafie. Domnul Mocanu, cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să aibă totuși oamenii un trai decent în această țară? Dacă la guvernare va fi Mișcarea Populară Antimafie, jumătate de an avem nevoie ca lucrurile să înceapă a merge spre bine. Și noi am spus cum se poate face regulă în Republica Moldova. În Republica Moldova este nevoie de o misiune de supremație a legii. Această misiune de supremație a legii, Mișcarea Populară Antimafie o va aduce alături de noi, așa cum s-au făcut în mai multe state europene care au fost bântuite de mafie, de corupție, de furtișag și așa mai departe. Prietenii noștri din afară, care astăzi au o viață mult mai bună decât noi, vor veni alături de noi să facă ordine în justiție, în procuratură și în poliție. Și o să des peste jumătate de an că țara începe a arăta altfel. Haideți să ascultăm încă o întrebare. Alo?
Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Eu am așa o întrebare. Cum vă uitați la schimbările în politica fiscală care s-a produs acum de la anul nou? Și cum ar putea supraviețui agenții economici cu asemenea amenzi enorme care câteodată depășesc rulajul îndeopște la tot activitatea. Dar nu numai amenzile, doamne. Și a doua întrebare, da. Dacă se poate, cum, când o să petreacă următoarele alegeri parlamentare, că deja 3 ani în urmă au fost alegerile parlamentare, dar președintele au fost ales abia acum și mulți oameni nu înțeleg care o să fie termenul alegerii. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Încep de la a doua întrebare a noastră. Alegerile parlamentare, eu cred că vor fi totuși până la urmă anticipate, pentru că cei doi care și-au dat palma acum, acești doi cozi, până la urmă o să se certe rău în toamnă încă deja. O să vedeți că cearta dintre dânsii o să fie mare. Dacă însă nu vor fi parlamentare anticipate, alegerile în mod normal se vor produce peste 2 ani și jumătate, atunci când le va expira termenul de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2010, când au fost ultimele alegeri parlamentare. Dacă revenim la politica fiscală, vreau să vă spun că în acest sens e un dezastru total. Ăștia cu noua politică fiscală și cu ușile deschise vraiești spre Transnistria, din păcate, cred că dumneavoastră sunteți foarte apropiate de o temă de felul ăsta, ori sunteți un mic întreprinzător, din păcate nu am vești bune pentru dumneavoastră, pentru că modul în care percep ei la ora actuală impozitul pe venit în tranșele astea, cu amenzile pe care le pun pentru orice încălcare, pentru că așa e făcut ca să pedepsească pe cei care muncesc la ora actuală, deci cu impozitele astea indirecte pe care le percep la vamă, mă refer acum la TVA și la accize, ori să pună business-ul mic și mijlociu, ori să-l pună pe burtă. În toată chestia asta, asta e o veste proastă. Vestea bună este că eu cred că, ducând această politică fiscală, dumneavoastră o să vă consolidați rândurile împotriva lor și împreună vom reuși să-i dăm jos în mai scurt timp decât 2 ani și jumătate. Domnul Mocanu, timpul rezervat emisiunii a expirat. Țin să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi într-un dialog deschis aici la SOR TV. Vă urez mult succes pentru activitatea dumneavoastră de mai departe și vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, emisiunea a durat mai puțin decât credeam eu. Din păcate, nu știu din care cauze, data asta sorocenii au fost mai puțin activi la telefoane, altă dată știu că au fost mulți și au fost și întrebări interesante, dar vreau să vă spun că am o mare bucurie, cel puțin pentru un telefon care a fost așa, când îi ajunge cuțitul la uși, când începe a striga cum striga femeia aia aproape sălbatic de durere, să știți că eu am speranța că noi mergem pe o cale bună și putem reuși. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru prezență. Stimați telespectatori, ați urmărit în direct emisiunea Dialog Deschis cu participarea liderului Mișcării Antimafiei, Sergiu Mocanu. Noi vă mulțumim pentru atenție. Ne întâlnim miercuri viitoare. La revedere!